Federația Română de Tenis de Masă a dat publicității clasamentul pe anul 2014 la toate categoriile de vârstă. La senior masculin, cel mai bine clasat tenismen este bozoianul Constantin Cioti, care se află pe locul 7. În schimb, la senioare, Roxana Istrate, componenta lotului național, se află abia pe locul 22. Sportivii buzoieni legitimați atât la CSM Buzău, dar și la cluburi din străinătate, nu pot evolua în țară decât în probele individuale, acesta fiind și motivul pentru care punctajul realizat de ei în 2014 a fost unul mai modest. La categoria junior 1, niciun buzoian nu se află între primii 10 pe țară. În schimb, la junior 2, Dragoș Oprea de la CSM Buzău se află pe locul 2, în timp ce locul 4 este ocupat de Alexandru Vrabie, component al lotului olimpic de junior de la Bistrița. La categoria junior 3, tenismenul Bogdan Poteraș de la CSM Buzău se află pe locul 2. În același clasament, buzoianul Eduard Ionescu se află pe locul 5. La junioare, cea mai bună clasare a unei sportive de la CSM Buzău este la categoria junior 3, acolo unde Iulia Săpungiu se află pe locul 9. În același clasament, pe locul 10, se află Dina Bălan.